un buget de investiții, un buget de aproximativ 60 de milioane de lei anul trecut. Din acești bani, 46 de milioane de lei vor merge pentru a acoperi cheltuielile neeligibile din proiecte și tot ceea ce trebuie să suportăm pe bugetul local pentru a le duce la bun sfârșit. Și urmează ca în discuția de astăzi să vedem ce facem cu cei 15-18 milioane de lei pe care îi putem direcționa către noi investiții anul acesta. Aveți unul dintre cu noi investiții pe care să redirecționați acești bani? Nu o să vă zic necesarul. Ar fi undeva la 400 de milioane de lei ca să facem tot anul acesta, tot ce ar trebui făcut pe buget local.